Se aude în spate? Da? Mă numesc Mimi Carmina Cojocaru. În 2010, după mulți ani de cercetare, am susținut la Universitatea din București teza despre care Claudiu spune aici, antropogonie miniștiană. În termen, la momentul acela, dacă nu mă înșel, nici nu era în dicționarul limbii române. Era implementat în literatură de profesorul meu, Gheorghe Munteanu, și care în 91 România Literară scrie un scurt articol despre această chestiune. Înseamnă viziunea artistică, mistică și religioasă despre om, într-o creație artistică. Dacă forăm foarte adânc, vom vedea că, de fapt, aceasta este baza tuturor marilor artiști din literatura universală, din pictură, din sculptură și așa mai departe. E o permanentă căutare a ceea ce este om. Am pornit inițial în 2004. Am avut neșansa inițial, apoi șansa. Am pierdut așa pe rând câte un profesor. S-a prăbădit profesorul Munteanu. Apoi l-am pierdut pe profesor Gana. Și pentru cei care au cunoștință sau au fost în vecinătatea Facultății de Litere. Și în cele din urmă, cu binecuvântarea celui de sus, am avut șansa să-l am în ultima parte pe Luni Drumicu, care mi-a dat de plină libertate în a pune ideile. Și în primul rând mi-a dat libertatea de a-mi organiza teza într-o manieră mai puțin acceptată în mediul academic, sub forma unui eseu filozofic. Am avut până la urmă șansa și de a avea înțelegerea profesorilor de la din comisie și tot așa, trecând inițial prin alte neșanse. Mi-am propus în seara asta, să lămurind chestiunea asta a antropologiei, mi-am propus în seara asta să vă vorbesc despre câteva lucruri pe care eu le-am prins acolo și pe care am încercat să le prezint în cadrul unor conferințe cu un public croit pentru un anume tip de discurs, un anume tip de... Aici suntem cumva mai în familie și cumva atmosfera e un picut mai lejer. Ținuta, sunt cercetător la Institutul George Călinescu, al Academiei Române, și ținuta științifică m-a împins tot către formulare. Am să mă slujesc și de pagini, acolo unde va fi nevoie să citez, acolo unde va fi nevoie să îmi structurez cumva gânduri. Mărginire într-o nemărginire, se numește, și viziunea asupra relației dintre un Dumnezeu. Este o problemă destul de puțin parcursă de eminescologi. Și acolo unde a fost parcursă, tot ce am văzut eu, are tendința să se ducă într-o zonă foarte emoțională sau uneori cu implicare naționalistă. Se depărtează cumva de ceea ce vrea Eminescu să spună. Eminescu cred că a fost unul dintre cei mai mari îndrăgostiți de țara noastră. Fă și alții pe lângă el. Nu-l promovăm suficient, cred eu, în spațiul internațional, dar am avut șansa, acum mulți ani în urmă, eram studentă, să o cunosc pe Brenda Walters, era profesoară în Anglia, la un colegiu, apoi, din dragoste pentru România, a venit la noi și a tradus mult, mult, mult din Eminescu și l-a promovat, cred că mai bine decât am făcut-o noi până acum, așa cum am mai văzut în ultima vreme alți englezi care au prins drag de țară și care ne promovează foarte frumos afară, pe bănuții lor. Bun. Să scurtăm introducerea și foarte frumos afișul.
de la ce am pornit în cercetare. Am pornit de la un manuscris pe care l-am găsit, umblând prin de mai multe ori, prin aceleași manuscrise și de fiecare dată mai făceam un pas. Se producea încă o revelație. De fapt, cred că rezultatul, teza dezvoltată a fost rezultatul revelațiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului și în urma cărora m-am maturizat eu ca om și ca cercetător, să spunem așa. Am pornit la undeva un manuscris 2286, se numește, pentru cei care sunt interesați de aspectul acesta, scria Eminescu cam așa. Nici o plăsmuire nu a trebuit să permită atâtea explicații ca omul. Egiptenii au numit omul animal vorbitor. Moise îl numește chipul lui Dumnezeu. Eschil, o făptură a zilei. Sofocle, o imagine. Socrate, un mic zeu. Pindar, visul unei umbre. Homer și Osian, o frunză de copac ce cade. Shakespeare, umbra unui vis. Job, fiul pulberii. Jean-Paul, un semizeu. Schiller, stăpânul naturii. Goethe, unicul zeu al lui. Cicero, animal rațional, Platon, unealtă care ajută divinitatea, Paracelsus, modelul la tot ce e mai frumos, Darwin, și aici lucrurile se suspendă. Se oprește, fie a fost chemat de alte îndatoriri, fie n-a mai vrut să noteze. Se frânge brusc acest șir al enumerărilor și de aici era foarte, foarte clar că preocuparea de bază era aceasta, de a găsi, de a da o explicație prin tot ceea ce va scrie în proză, în poezie, în dramaturgie, chiar în, cum o să vă arăt? O să vă arăt un pic mai târziu, chiar în publicistică. A fost un pic incomodă descoperirea în prima fază, pentru că plecasem și eu ca și Călinescu de la o premisă greșită. Poate nu greșită, dar până la momentul în care Călinescu face această descoperire, să zicem așa, erau, să spunem, trei trepte urcate, 4, 5, 10, n-am importat, oricum erau urcate câteva trepte. Eu am avut norocul să mă bizui și pe cercetările lor. Și vorbește de un fundament cosmogonic, despre o viziune a cosmosului pe planul căruia se reflectă omul. Tudor Ghianu contrazice sau completează și spune că nu, fundamentul creației sale este mai degrabă sociogonic, pentru că preocuparea lui Eminescu este de a lămuri ceea ce înseamnă socialul, societatea, cum apar, cum dispar societățile, când, de fapt, fiecare nu face altceva decât să ocolească cumva, poate din lipsă de informații, încă suficiente informații, sau poate nu era suficient de bine bătătorit terenul, să ocolească ceea ce observ datorită, trebuie să spun asta, datorită profesorului Muntean, poet care vrea să definească ființa umană. Nu. Omul sub dublu aspect. Omul ca ființă și omul ca materie. Pentru că încearcă să reflecte în creația sa, de fapt, viziunea despre om și încercarea sa de a-și înțelege esența și destinul. Observăm în poezie mai cu seamă că omul Eminescu pendulează între naivitate și conștiință, între meu și titan, în permanență este o luptă între ceea ce ar trebui să fie și ceea ce ar putea să fie, ce ar putea să fie și ceea ce este, ceea ce își permite să fie. Ceea ce este comod să fie, de multe ori. 1866, am identificat patru versuri, avea 16 ani, sigur că mai scria, adunase până atunci un bagaj și încărcase bagajul emoțional extraordinar de mult, așa cum știți cu toții, din toate peregrinările sale prin
pe la un moșneac sau altul, de unde aduna povești. 1866, vreau să vă spun că mai înseamnă ceva. Înseamnă pierderea iubitei din Ipotești. Ea apare așa sub denumirea aceasta de iubita din Ipotești. Până în momentul acela, Eminescu, dacă n-ar fi murit, probabil că nu l-avea pe Eminescu, nu făcea parte din zestrea noastră. E o epidemie de holeră, fetița este destul de fragedă încât să nu facă față acestei provocări și se pierde. Lucra în momentul acela, era bine plătit la tribunal, își propusese chiar să se căsătorească și deodată toate lucrurile astea se prăbușesc și Eminescu, dacă vreți, renaște ca Harapalb după ce fusese decapitat de această mare experiență. Până la experiența asta, însă, mai pierduse un frate cel mai bun, de care se simțea foarte atașat. Și încă o dată moartea este cea care îi revelează propriul sens. Scrie în 1866 câteva versuri, de fapt interogații, subintitulate amicului Filimon Ilea, 16 ani. Dacă ne referim la generația anilor noștri, 2019, la 16 ani este puțin probabil ca cineva să-și mai pună întrebările astea. Poate mai de mult. Nu ne mai lasă telefonul, nu ne mai lasă computerul, nu ne mai lasă toate celelalte, să ne întrebăm ce este omul, ce e omenirea, ce e adevărul, Dumnezeirea și să nu ne întrebăm pur și simplu retori, ci pur și simplu să ne închinăm existența acestei revelații, acestei descoperiri. Pentru că descoperind aceste lucruri, ne putem plasa și noi pe un alt palier al vieții. Poate toate celelalte, toate mărunțișurile de care ne lovim în fiecare zi, ar putea să treacă peste noi, așa cum treceau peste noi, cu care și-a lăsat altomului sărac în momentul în care îl găsea pe un care avea iarna în față, care n-avea nicio problemă să se lupte cu puterea, fără să se teamă de vreo sancțiune, care nu urmărea diplomele, ne interesează foarte tare asta, lucrul ăsta ne-a interesat întotdeauna, nu-l interesau, îl interesau acumulările și era, cu alte cuvinte, inevitabil să nu poziționeze ființa umană față în față cu ceea ce este divinul. O să ajungem și acolo. Bun. Deci, de foarte timp în urmă așează ființa umană sub semnul chinului. Și după pierderea iubitei, scrie, probabil în fața trupului neînsuflețit, în tine vede-se că e un cerul lui Dumnezeu, într-un sub manuscris, pentru ca mai târziu, prelucrând textul, să noteze pe palida frunte nu-i scris Dumnezeu, arătând în felul acesta că ființa umană e despiritualizată, pentru că în momentul acela se rămâne doar materia, care fără suflare divină nu mai înseamnă nimic. Ne referim la ceea ce avem în față și ceea ce se vede. Spuneam că încercarea de a descoperi ființa umană se face prin reflectare la ceea ce este Dumnezeu. Și scrie mai târziu, în finalul poemului Memento Mori, cine ești? De asemenea, aruncă interogațiile curg în toată opera sa, încă o dată, indiferent pe unde umblăm și mai ales în partea de manuscris, în toate variantele, poeziilor lui, Lucea Fărăoare peste 49 de variante. Că țin oriente. Oder Metroantic cunoaște niște procese de transfigurare care nu mai au nicio legătură cu cele inițiale.
Deci această întrebare este adresată principiului creator, tu, generator a toate câte există, și spune tu, cel încălpit de haos, semen stele, sfânt și mare, din ruinele gândirii, ori sar, clar ca un soare, rupe văurile de imagini, ce te ascund ca pe un fantom, tu ce scrii mai dinaintea istoriei gândire, ce ții bolțile tăriei să nu cadă în risipire, cine ești? Să pot pricepe și icoana ta pe om. Omul devine astfel punctul central în jurul căruia gravitează întreaga energie artistică, eforturile de a acumula cât mai mult mărturii pe care le dau prietenului slavici, discuțiile rare după ce pleacă la București cu Creangă, toate acestea se rotesc în această preocupare. Gândirea poetului, ce se mai poate observa, percepe omul într-o permanentă devenire. El nu stă sub semnul dispariției, nu stă sub semnul destrămării în vid, fiindcă astfel existența lui ar fi lipsită de sens. E înainte de toate o esență rezultată din două substanțe contradictorii, materie și spirit. Le-am putea numi ontic și antropologic. Căpătând conștiința nemărginirii sale, omul eminescian înțelege, chiar dacă va trebui să-și îndure propriul tragism, că antitezele sunt viața. Aceste nunți, antitezele sunt viața, fac, de asemenea, e o notiță așezată pe marginea unei hârtii pe care are altceva, probabil de asemenea în procesul de creație, în meditațiile pe care le face în permanență, e un flash, e o revelație care se naște dintr-o alta. Antitezele însemnând contrastele, opozițiile, cele două experiențe fundamentale opuse, nașterea și moartea, înseamnă viața. Viața înțeleasă ca ființare într-o ființă. Și că el, omul, are înscris în destin veșnicia, dar nu în sensul comun omenesc, ci așa cum este potrivit unei părți dintr-un întreg. Această afirmație vine tot, este preluată tot de la dintr-un manuscris. O parte, spune el, nu poate fi un întreg. Însemnând că suntem parte din Dumnezeu, suntem parte din Creatorul nostru, avem în noi și n-am să vă ocup timpul cu citate, avem în noi, spune Eminescu, toate atributele divine care, așa cum zice Blaga, ne pot face Dumnezei pe Pământ, aici, în sensul de ființe creatoare, în sensul de ființe care putem, cu tot ce am dobândit și cu tot ce am adunat și cu tot ce am primit de altfel, să ne manifestăm în plenitudinea acțiunilor noastre de indivizi creatori. În momentul în care nu mai suntem asta, în momentul ne depărtăm de ceea ce înseamnă condiția noastră. Desigur, talentul creator se poate duce și în alte direcții, cum au fost destule, care nu fac cinste ființei umane. Prefigurând începutul unui noi legi, ce deschidea calea omului spre o altă viziune asupra vieții și a morții, Eminescu se întreabă într-un alt manuscris, 2275, de ce Hristos este așa de mare? Vorbim de parte într-un întreg, da? Pentru că prin iubire, el a făcut ceata trebuinței imposibile, când iubirea este ceata cu neputință. Și aici se închide citat. Din acel moment, avea să înceapă un nou început. Din poezia Dumnezeu, în tot poezia Dumnezeu și om spune, în tavernă, în umilință, s-a născut dar adevărul și în fașe de înjosire e înfășat eternul rege, din durerea unui secol, din martirul lumii întrege, răsări o stea de pace, luminând lumea și cerul. Pentru întâia oară, omul era învățat de fiul omului că este liber prin tată și că numele de rob este dat ființei ajuns la extazul înțelegerii că se află în puterea și spocodirea creatorului său.
că având înscrisă în destin libertatea de a-și alege calea, el nu mai poate fi înrobit decât de propriile sale patra. Umblând așa prin literatura universală, putem identifica o mulțime de alte opinii asemănătoare. Am rezervat-o pe cea pentru dumneavoastră, pe cea lui Pico de la Mirandola, care spune așa despre demnitatea omului prin acest atribut esențial de parte din întreg. Omul care poate să-și prescrie singur calea. Te-am pus în centrul lumii pentru a privi cu ușurință în jurul tău și pentru a înțelege ce se petrece în ea. Nu te-am făcut nici ceresc, nici pământesc, nici muritor, nici nemuritor. Pentru ca să poți deveni cu deplină libertate și cinste, propriul sculptor și poet al formei pe care îi vrea să-ți o dat. Ai putea degenera în rândul ființelor inferioare și brute sau te poți înălța în lumea superioară după singura hotărâre a spiritului tău. Cu alte cuvinte, conștientizându-și în egală măsură latura materială, trăitoare, simțitoare, subiectivă și cea ființială, omul, subliniază repetate rândul Eminescu, ar putea rămâne și în trup conectat la ceresc. Sunt multe de zis, nici nu știu la care să mă opresc. În general, să știți că nu prea vorbesc despre Eminescu, deci nu-i fac prea mult lobby, pentru că tocmai pentru că trebuie să te limitezi și să scurtezi și să nu poți niciodată spune de ajuns și nu știu dacă e să poți să vorbești pe măsura felului în care ar trebui să vorbim despre el. Până aici, nu cred că am putea să aplicăm lui Eminescu eticheta de pesimist. Este o altă problemă cu care m-am confruntat pe parcursul cercetărilor și devine, de fapt, adeseori subiect de dispută intelectuală, evident. Vorbim despre pesimism, avem în vedere, de fapt, o persoană care nu găsește niciodată, nicăieri, o soluție. Nu găsește posibilitatea de a ieși din deprimare, din tristețe, din angoase și așa mai departe. Nu găsesc la Eminescu astfel de trăsături. Nu este optimist. Bineînțeles, nu putem face nici asta. Cred mai degrabă că vorbim despre o ființă superioară, de o mare obiectivitate, un om care înțelege foarte bine ce se întâmplă, care analizează și se vede asta mai ales în periodice, cu deosebită atenție și cu deosebită luciditate, este un spirit lucid, din punctul meu de vedere, perfect, analizează fiecare fenomen, condamnă acolo unde este de condamnat, amendează acolo unde este de amendat, atrage atenția, strigă, se luptă pentru nația lui, pentru poporului. De asemenea, într-un manuscris, de ce spun că nu e pesimist? Pentru că el spune așa, urând principiul vieții, ador ale lui forme. Iubesc viața, chiar dacă ea are niște principii care nu pot să-mi facă, care nu mă pot încânta. În dematerializarea aceasta de care dă dovadă Eminescu încă din timpul vieții, ruperea în conștient, determinată de supraconștientul conectat la zone inaccesibile celor mulți, aproape permanent, aș putea spune, îi face comportamentul foarte greu de înțeles. Și nu l-a înțeles aproape nimeni. Nu cred că... Era oricum peste epocă, peste timp. Este, cred că și astăzi, dacă s-ar întoarce, ar fi peste înțelegerea noastră. Maiorescu era și rămâne unul dintre stâlpii fără de care cultura română n-ar fi fost ce este astăzi.
Și cu toate astea, judecând lucrurile extrem de pragmatic, n-a reușit să treacă de această barieră a pragmatismului. N-a reușit să înțeleagă că Eminescu nu este așa. Pe el nu-l interesează de fapt. Interesează să parcurgă cursul de criminologie, de criminalistică, de biologie, de fizică, de astronomie, de orice, tocmai ca să poată să adune pentru zestrea noastră o creație poetică, o creație artistică, cum recunosc cercetători din afara granițelor cu care am avut șansa să discut la un moment dat. Am să vă mai citesc ceva. Dacă așezăm față în față proza, poezia pe de o parte și articolele, putem să vedem că omul acesta este diferit. Două personalități aproape. Și nu era cel care să fie un adaptabil. Nici nu scrie foarte frumos despre cei care se adaptează situației. Este mai degrabă capabil să rămână, cum spuneam, lucid acolo unde situația o cere și luciditatea să fie transformată în revelație acolo unde creația o cere. În articol Nepoliticoș scrie așa, trecând de la Ca o făclie, o poezie unde încearcă să prefigureze reproșul plagian, de ce m-ai trimis mamă în lumină, de ce m-ai trimis conștiința nenăscutului, păcatul primordial din superbul dogmatic al lui Ion Barbu, fericele aceia ce n-au fost să fie, din leagănul cărora nu s-a durat sicrie, nici în nisip vreo urmă lăsară lor picioare, neatinși de păsul lumii trecute, viitoare, de-a pur, pe atâția cât fură cu putință, numele lor e nimeni, nimica lor ființă, ei dorm când doarme în haos, pătruți de sine în sus. Puneți în față următoarele cuvinte. Dar dumneavoastră, vorbeam de spune despre, se adresează politicienilor, sunteți consecvenți. Ați zis că sunteți națiunea și vi se pare că o și sunteți. Sau cel puțin faceți ca și când ați fi om. Îngrijiți, adică, pentru dumneavoastră și mărire cerului numai dumneavoastră. Trecutului dați cu piciorul, viitorului nu testați nici știința, nici limba, nici țara, ci numai corupțiunea dumneavoastră cea mare și partidele dumneavoastră fără caracter. Mâncați venitul țării, a trei generațiuni viitoare, căci mâncați pe datorie pâinea copiilor, nepoților și a strănepoților dumneavoastră. Tot luxul ce-l faceți azi, poi mâine la ei va fi mizerie. Dar finanțele țării se ruină, ce vă pasă? Voi sunteți națiunea. Cu moartea voastră a murit națiunea. În actualitatea din 1877 scrie: plebea de sus face politică, poporul de jos sărăcește și se stinge din zi în zi de mulțimea greutăților ce are repurtat pe omerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ și administrativ, care formează numai mii de pretexte pentru înființarea de posturi și paraposturi de primari, notari, paranotari, toți aceștia plătiți cu bani pe șingi în munca lui pentru a susține netrebnicia statului român. O putem să-l publicăm și astăzi. Sunt două culoare de preocupări și niciunul dintre cele două nu este trădat. Nu-și trădează nici creația, nu-și trădează nici menirea de om social, de om implicat în destinul țării sale. Această legătură între om și divinitate este realizată și în poeziile de iubire, mai puțin în romanțe, evident, de felul celorlei pe care am ascultat-o, deosebită, emoționantă, pentru că iubirea la Eminescu, în creația lui, este și în proză și în poezie,
ca o experiență extrasenzorială, în afara materiei, iubirea este o manifestare superioară a vieții. Poate deveni sămânță în sine, trecută prin toate ființele, până la Arheus, de care vorbește Sărmanul Dionis, ca un fir nevăzut de legătură, ca o punte de la ființă la ființă. Am putea spune că iubirea este nemurirea, poezia lui Eminescu. În aceasta constă opoziția celor două grupuri de versuri din strofa finală a Luceafărului, concentrarea oamenilor sub două aspecte temporale, unul al trăirii, al viețuirii, și un altul al simțirii de sine în sine, când sub imperiul unei astfel de înțelegeri, totul se dilată, se infinitizează, cercul strâmb devenind lumea mea. Caracterizat prin nemurire și obiectivitate, Luceafărul devine nemărginire într-o nemărginire, energie fără limite, creată de cel ce pătruns, de nelimită. Deși supusă celui întâi, Tatălui, prin voință și hotărâre divină, acest tip de parte poate căpăta, prin iubire, în tot ansamblul ei, principala caracteristică a întregului veșnicia. De aceea, am considerat că poezia iubirii este poezia gândirii la moarte, citându-l aici pe Sfântul Vasile cel Mare, a legăturii cu transcendentul și a reamintirii că viața e foibul morții, moartea e sămânța vieții noastre. Cu toate înțelesurile adânci, dincolo de cele pe care, la care ne-am putea gândi la prima auzire. Iubirea eminesciană și moartea deschid, cred, ferestrele cugetului cititorului spre sensul vieții și astfel revelarea nemărginirii din mărginire. Am să mă opresc aici. Sper că v-am făcut curioși, suficient de curioși cât să vă întoarceți la poezia lui Eminescu. Să descoperiți, așa cum am descoperit și eu, atunci când aveți răgaz, versurile într-o altă formă, într-un alt înțeles. Să vă facă mai buni, mai puternici, mai răbdători și mai apropiați de întregul din care ne tragem. Vă mulțumesc!